Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunt câteva suflete în căutarea luminii. Sunt oameni ca și noi cu dorințe, împliniri și neliniști. Au nevoi intelectuale, chiar dacă societatea izolează într-un mod cât se poate de tacit, doar pentru că sunt altfel. Nevăzătorii, căci despre ei este vorba, sunt priviți ca oameni cu handicap și atât. Cum vă petreceți dumneavoastră timpul liber? Mă duc la piață, curățenie fiecare zi, mai fac plimbări prin oraș, pe la televizor cel mai mult. Cam asta e viața mea. Hirotonit de curând de preasfințitul părinte Nicodim, părintele George Trăilescu este singurul preot nevăzător din România. Dedicat în totalitate semenilor săi pentru că le înțelege durerea, preotul se ocupă aproape în exclusivitate de editarea primei reviste din Mehedinți, scrisă în alfabetul Braille. Grație părintelui Trăilescu, nevăzătorii mehedințeni au primit de curând cel de-al treilea număr al revistei Raze de Lumină, editat în format Braille, dar și varianta audio a publicației. Mulțumim și noi episcopiei Severinului și Strehai, care a făcut lobby pentru noi, s-a implicat, pentru că fără ajutorul dânșilor, probabil, nu știu dacă nu cumva acest proiect ar fi fost poate irealizabil. Deja avem solicitări de prin țară, de la alți colegi, când au auzit că ne-am lăsat această revistă și sunt dornici de a citi și plus calendarul. Chiar am primit de pe la Alba Iulia o solicitare. Am pus două poezii de-ale Zoricăi Lascu, Ghețimanii și Învierea. Iar la rubrica dedicată medicinii am pus un articol al doamnei Nicoleta Boca, căreia îi mulțumim pentru că ne-a trimis acest articol. Lupta împotriva tuberculozei continuă. Chiar dacă editarea unei astfel de reviste nu este simplă, nevăzătorii sunt hotărâți să se implice cât mai mult. E vorba de capacitatea de a face rost de hârtie foarte scumpă, s-ar putea face mai amplă, dar deocamdată astea sunt fondurile și ne vom descurca cum se va putea. Am învățat pe calculator, poate mai preluăm din munca dumnealui. O să facem chiar și muncă de gazetărie. Toți cei prezenți au primit în dar și un material audio cu Evanghelia după Luca, înregistrat de părintele consilier Adrian Mazilița. De asemenea, Dănuț Deșliu, unul dintre membrii Clubului Nevăzătorilor, le-a prezentat colegilor culegerea de poezii religioase de a cărei editare s-a ocupat. Pentru luna septembrie se anunță deja editarea celui de-al doilea volum. Părinte al meu, în milă, să nu-ți uiți legământul, mă lasă cu durerea, să mântuiesc pământul.